Salut, bine ați venit! Astăzi o să facem o felicitare de Halloween. Ca să facem, o să avem nevoie de cartoane de diferite culori. Eu o să am unul negru mai mare, la urmă unul portocaliu un pic mai mic și alb, care o să-l pun așa. La urmă, am decupat un castel de Halloween. Aici la jos, la informații, o să vă las linkul ca să puteți imprima. Eu l-am imprimat și la urmă l-am lipit într-un carton negru. Și la urmă, cum vedeți, ăsta e castelul. Da, l-am întors. L-am pus pe un carton negru și l-am decupat iară. Și o să-l pun aici. La urmă am făcut un liliac, care e un liliac mare negru, unul mijlociu alb și altul negru. Și l-am lipit cu pătrățelele astea, care fac să fie un pic 3D. Dacă n-aveți sau nu se găsește, puteți folosi un lipit sau scoci. La urmă o să am aici niște stickere. Și să începem. Prima dată o să lipesc castelul la foaia portocalie, dacă trebuie să fie așa. Castelul o să-l pun pe aici. O să le pun așa. Acum o să lipesc castelul pe foaia asta portocalie. Atunci o să iau pătrățelele astea, întorc castelul, iau așa. Acum putem să lipim foaia portocalie pe cartonul negru. Și o să folosesc pătrățele la fel. Aici. Așa. Și acum doar rămâne să scriem aici Happy Halloween. Și liliacul. Să scriem Happy Halloween. Acum ștergem. Și o să vă arăt ceva care rămâne foarte bine. O să dublăm colțul ăsta de aici și colțul ăsta de aici. Așa, îl întoarcem și dublăm. Așa. Și în partea asta la fel. Și cum avem dublat colțul ăsta, o să rămână un pic 3D. Cum vedeți, rămâne foarte bine. Așa, pun un pătrățel aici și altul aici. Și atunci îl lipim unde vrem. Aici. Și cum vedeți, rămâne în 3D. La urmă am liliacul ăsta și o să-l punem aici. Și am făcut altul.
invers. Și o să-l pun aici. Îl întorc, pun un pătrățel. Și lipesc. Și lipesc. Și la urmă asta, care l-am făcut la fel ca celălalt, doar are două. Pun alt pătrățel. Și îl pun pe aici. Acum șterg aici un semn care făcusem cu creionul. Și o să pun câteva de astea ca să rămână și mai bine. O să iau un sticker din asta pentru colț. Dacă nu aveți, puteți să-l desenați. Și la urmă altul. Acum o să pun un sticker din asta la margini. Aici. Acum tai. Și ăsta îl pun, nu știu unde să-l pun, îl las să vedem la urmă. Aici tai și altul. În partea cealaltă. Așa. Și asta să-l pun celălalt, îl pun aici. Tai. Aici o să pun alt colț, că rămâne prea gol. Așa. Și astea care îmi rămân pot să le pun una aici.
și cealaltă aici. Și aici se termină tutorialul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați să vă uitați și la felicitarea asta de Halloween. O să vă las aici, dacă vreți să o faceți și pe asta. Să-mi ziceți care v-a plăcut mai mult. Și la urmă am asta de toamnă. O să vă las aici, să vă uitați și la ea. Și ultima, asta cu o brățară, foarte drăguță. Și o să vă las aici. Nu uitați să vă uitați la toate și să le faceți. Și dacă v-a plăcut, să dați like și să lăsați în comentarii. Nu uitați să-mi trimiteți pozele la pagina mea de Facebook ca să văd ce bine v-a ieșit. Sper că v-a plăcut. Pa!